Nu vreau să spun mai multe la în acest moment, pentru că alături de mine sunt domnul Dix, care este reprezentantul Fundației Konrad Adenauer în România. Fundația Konrad Adenauer are un statut privilegiat pentru noi, pentru Institutul de Studii Populare. Când spun asta, mă gândesc că este cel mai important colaborator al nostru de mai mulți ani, aș spune de când s-a înființat Institutul de Studii Populare. Avem un protocol de colaborare cu Fundația Konrad Adenauer, avem programe comune, acest program, Academia Politică, este un program comun și profit de această ocazie pentru a mulțumi încă o dată Fundației Konrad Adenauer pentru sprijinul pe care îl acordă sistemului democratic din România. Nu este vorba doar de Institutul de Studii Populare, este vorba de faptul că prin ceea ce face Fundația Konrad Adenauer contribuie în mod substanțial la consolidarea bazelor democrației liberale în România.